să vă întreb legat de o propunere pe care o are Ovidiu Raetschi legată de dublarea consumului de carte. Care e ultima carte pe care ați citit-o și când? Ultima carte pe care am citit-o Viața ca o pradă, ați citit? Mă rog, din mari împreună. Când ați citit-o? Anul trecut. Eu o iau ca și un fel de interogatoriu, ce mi faceți acum, un fel de testare, ca să demonstrați ce? Că parlamentarii sunt inculți, da? Că asta vreți. Și să dați pe post să vă distrați. Câți ani aveți? 28. 28? Ei, fata mea are 32. Dacă ar avea acest tupeu, de mâine n-ar mai chema o German. Aveți cea mai mare putere de manipulare. Pe cine manipulez acum? Că vă întreb care e ultima carte pe care ați citit-o și ce părere aveți despre propunerea unui coleg de-al dumneavoastră? Nu faptul că mă întrebați, ci faptul că eu n-am dumneavoastră conferință de presă. Trebuia organizat o chestie de asta, dincolo în Occident. Presa, după câte bine știu, nu atac parlamentare, dar nici măcar cetățenii. Stau la o anumită distanță. Ați fost în Italia, la Roma, la Parlament, acolo? Știți la ce distanță stau? La 200 de metri. Pare că am fost agresivă? Ați fost așa, insinuantă și persuasivă și cu stil de a manipula, dacă puteți vedeți ce ați ales popor român. Pentru poporul ăsta român nu sunt toți profesori, da? Nu scriitori, nu sunt literați. Păi sunt și medici, sunt și muncitori, încă mai sunt, nu mulți, că au plecat dincolo. Dar dumneavoastră ce selecție faceți când faceți aceste emisiuni?